În cadrul întrunirii a fost prezentată activitatea Consiliului de pe anul în curs. Calendarul următor al activităților și la capitolul diverse au avut loc cele mai interesante discuții. Cartonașul verde înseamnă o recunoaștere internațională la nivel global și acest lucru înseamnă că vom fi incluși în toate broșurile care vor apărea de acum înainte în rețeaua geoparcurilor și acest lucru va duce, sperăm noi, la creșterea numărului de turiști și o vizibilitate mult mai mare pentru județul Hunedoara și chiar pentru România. Întrunirea a avut loc la Casa de Cultură din comuna hunedoreană Baru, care este una dintre cele mai moderne edificii de gen din județ. Iar alegerea locației nu a fost una deloc întâmplătoare. Este o onoare pentru noi să fim gazda acestei ședințe. Este prima ședință care se organizează în afara domiciliului sau sediului Consiliului sau a Asociației Geoparcului. Noi, Comuna Baru, suntem poarta de intrare și de ieșire din Geoparc. După încheierea ședinței, cei prezenți au vizitat mai multe obiective din Baru, respectiv Centrul de Informare Turistică, Biblioteca, Muzeul de Artă Populară și Baza de Practică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Potrivit organizatorilor acestei acțiuni, la următoarea întrunire a Consiliului Consultativ, se va efectua o vizită și la cabana Tulișa, un refugiu pentru cei îndrăgostiți de munte.